Bună dimineața! Sper că am început mai la timp decât trenurile CFR. Eu sunt Mihai Roșanu, de la Carieră Feroviară în România, sau mai pe scurt CFIR, platforma de recrutare dedicată domeniului feroviar. Practic, pe site-ul nostru găsiți anunțuri de angajare, de calificare pentru domeniul feroviar, anunțuri transmise de companii la care nu aveți decât să aplicați la cele care vă interesează. Îmi face plăcere să vă anunț că astăzi începe ediția de primăvară a Târgului de Carieră Feroviară în România, la care sunt prezente 12 companii, oferte de angajare și cursuri de calificare. Companiile participante au în ofertele lor multe posturi pentru ingineri, economiști, arhitecți, tehnicieni, electricieni, mecanici de locomotivă, șef de tren și alte meserii, posturi pentru persoane cu experiență sau fără și pentru că tot este la mod acum cu pandemia, sunt în regim de lucru full-time, part-time, remote, hibrid sau cu prezență la locul de muncă. Vă invit să intrați pe site-ul târgului, să vă identificați anunțul care vă interesează și să aplicați la anunțul sau să vă înscrieți pentru un interviu. Companiile participante sunt Bicons, Grup Feroviar Român, ISPCF, DB Cargo România, West Alpine Railway Systems România, Cargo Transwagon, DB Engineering and Consulting, Electrificare CFR, Informatică Feroviară, Rofer Sped, Telecomunicații CFR și TPF Inginerie. Astăzi, în prima zi a evenimentului, avem webinariile CFIR, iar programul debutează cu prezentarea ofertei de cursuri CENAFER și perspectivele angajării în domeniul feroviar. Webinariile sunt disponibile în format live pe pagina noastră de Facebook și după ce se vor încheia, vor fi disponibile și pe canalul nostru de YouTube. Dacă aveți întrebări pentru vorbitori, vă rugăm să ne adresați pe pagina noastră de Facebook. În această prezentare, cei care doresc să urmeze o carieră feroviară în România pot afla acum, în cele ce urmează, care sunt meserile pentru care CENAFER organizează cursuri de calificare, care sunt condițiile de înscriere și care sunt perspectivele angajării în domeniul feroviar. Toate acestea în prezentarea susținută de doamna Ana Maria Dudaș, director general al instituției. În continuare a acestui webinar, domnul Amedeo Neculcea, director general adjunct la CFR, va avea o intervenție pentru a prezenta și oferta de cursuri și al acestei companii. De asemenea, cei interesați de o carieră de inginer în domeniul feroviar sunt invitați să urmărească prezentările facultăților de profil în această după-amiază. De la ora 13 va fi prezentarea Facultății de Transporturi din cadrul UPB, susținută de doamna decan Ilona Mădenea Costea și domnul prodecan Gabriel Popa. Iar de la ora 15.30, prezentarea Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri, susținută de domnul decan Adrian Burlacu. Eu vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți și sper că această prezentare va fi una utilă și să aflăm cât mai multe de la invitații noștri. Îi dau legătura doamnei Dudaș să ne spună dânsa ce ne-a pregătit și ce ne pregătește CENAFER-ul. Bună dimineața! Sunt Dudaș Ana Maria, director general CENAFER și este o mare onoare să prezint activitatea CENAFER în ziua aceasta, în dimineața aceasta, pentru cei care sunt interesați să participe la acest webinar și pentru cei care doresc să
acceseze și să participe la cursurile noastre de calificare și perfecționare organizate de instituția noastră. Și noi am pregătit niște slide-uri prin care o să vă prezentăm activitatea CENAFER. Vor fi slide-uri peste care vom trece mai repede, având în vedere că informațiile le găsiți pe site-ul nostru. Acum lucrăm la un site nou, care va fi mult mai transparent și mult mai ușor de găsit informațiile necesare pentru a accesa la cursurile noastre. Vă mulțumesc și urmează acum prezentarea slide-urilor pe care le-am pregătit pentru dumneavoastră. CENAFER este o instituție publică în subordinea Ministerului Transportului și Infrastructurii. A fost înființat printr-un ordin de guvern al României, numărul 58/2004, aprobată prin legea 408/2004. Este organismul național specializat care din anul 2004 asigură pregătirea, perfecționarea și evaluarea competențelor personalului cu responsabilități în siguranța circulației pe bază de contracte atât pentru administratorii infrastructurii feroviare publice, cât și pentru operatorii de transport feroviar cu capital de stat sau privat și pentru ceilalți agenți economici care desfășoară operațiuni de transport feroviar pe infrastructura căilor ferate române, inclusiv pe căile ferate industriale. Rolul și misiunea CENAFER oferă acces echitabil și nediscriminatoriu la serviciile de formare profesională, conform Directivei 2004/49, conform Comisiei Europene, asigură formarea profesională continuă pentru personalul unităților din sistemul feroviar, efectuează evaluarea competențelor profesionale ale personalului cu responsabilități în siguranța circulației, participă cu personal în comisie de autorizare a acestui personal și emite certificate la finalul formării sau evaluări. Are rol de stabilizator deosebit de important într-o competiție acerbă pe piața transportului feroviar, fiecare întreprindere feroviară asigurându-se de formarea și evaluarea personalului într-un singur mod unitar, imparțial și nediscriminatoriu. Are rol de asigurator, România asigurându-se ca stat membru al UE că întreprinderile feroviare ce solicită certificat de siguranță au acces echitabil și nediscriminatoriu la serviciile de formare profesională. În același timp, CENAFER are un rol calitativ, deoarece formarea se face după același curriculum, cu același metode de predare, învățare, evaluare, cu același mijloace tehnico-didactice, într-un cadru adecvat și cu personal competent care face același activitate. CENAFER își desfășoară activitatea pe tot teritoriul României, având în vedere că este gestionată activitatea de la București, fiind centrul național din București, condus de directoratul și organigrama organizată din cadrul structurilor noastre. Este organizată în 7 centre teritoriale. În același timp, avem un centru pentru regional la București. După cum vedeți, sunt 7 centre teritoriale: Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Galați, Constanța, Craiova și în același timp avem și un centru care este special pentru zona Bucureștiului. Fiecare centru teritorial este condus de o echipă de specialiști și pentru a preveni ca nu toți participanții să vină la București pentru a participa la cursuri, astfel în funcție de cum erau pe vremuri regionalele, cele 8 regionale, așa este organizat și CENAFER, având în vedere că să spunem, dacă este cineva din Timișoara, atunci poate participa la cursurile din orașul Timișoara. Dacă este din zona Iașului, atunci este mult mai accesibil să participe la cursurile noastre organizate în orașul Iași, de către colegii noștri. Oferta programelor de formare profesională pentru anul 2022. Le puteți găsi și pe site-ul nostru tot ce vă prezentăm acum. Deci, în domeniul mișcare comercială avem următoarele meserii: acar, manevrant vagoane, șef manevră, casier, magaziner, conductor, tren, șef tren, impegat de mișcare, operator de circulație. Având în vedere că veți vedea pe parcursul slide-urilor noastre
că cererea și oferta este foarte diversificată în domeniul feroviar. Vă dau un exemplu. Anul trecut am avut cereri mai multe la casier CF și la casier metro. Anul acesta nu avem nicio cerere de casier. Da? Anul trecut am avut mai multe cereri de mecanici locomotivă. Anul acesta mai scade. Adică este o fluctuație. Anul acesta avem mai multe solicitări de acare. În funcție de lipsa personalului și de necesității în domeniul căi ferate, se schimbă și planeta, plaja noastră de cursuri. Noi întotdeauna suntem la pregătiți să facem tot ce necesar cere piața în funcție de necesități și de solicitările unităților feroviare, mai ales având în vedere că conform ordinului 2261 din 2015 al Ministerului Transporturilor, noi prima dată trebuie să facem față solicitării operatorilor feroviari de stat și privat și după aceea trecem pe varianta de școlarizare a persoanelor fizice. Probabil că să iau înainte, să mergem înaintea problemelor. Multe persoane ne vor întreba când vom trece la școlarizarea și calificarea persoanelor fizice. Probabil, așa se pare, că în acesta terminăm mai repede, având în vedere că anul trecut nu prea am putut, n-am putut deloc califica persoane fizice, fiind cererea foarte mare a operatorilor de stat și privați, având în vedere că statutul feroviar un pic a accesat lucrurile în acel sens că foarte mulți din acest domeniu în următoarea perioadă, în următorii ani vor pleca în pensie și din diferite meserii și profesii din domeniul căi ferate și atunci solicitarea operatorilor de stat și privați a fost mult mai mare anul trecut și anul acesta, dar urmând că în perioada următoare să încercăm, cam așa din, noi așa preconizăm, cam din toamnă, adică probabil în lunile următoare vom pregăti cursurile pentru a demara cursul și pentru persoane fizice. Lucrăm acum la modalitatea de selectare a candidaților. În următoarea perioadă vom lucra la procedurile acestea pentru a asigura candidaților transparență, echitabilitate și așa mai departe, tot ce este necesar pentru a selecta și noi persoane de calitate, să încercăm să calificăm persoane de calitate care și chiar vor să rămână în calea ferată, pentru că marea problema noastră și a întregii domenii de cale ferată este că noi școlarizăm, dar persoanele care au efectuat cursurile de calificare, indiferent de ce domeniu, în calea ferată și la cursuri, au participat la cursurile noastre, la un moment dat nu se regăsesc în piață, ori nu sunt angajați, ori probabil că o parte din ei pleacă din țară cu diplomele luate, cu certificatele luate de la noi și atunci normal că avem o lipsă de persoane calificate în domeniul acesta. Așa că sper că le-am dat celor interesați care probabil vă vor întreba despre cursurile efectuate de persoanele fizice, că în următoare perioadă vom pune pe site-ul nostru, în funcție de cum demarăm și noi aceste lucruri în următoarea perioadă și vor putea regăsi informații necesare pe site-ul nostru, care, v-am spus, va fi un site nou, mult mai transparent și mult mai ușor de accesat pentru informațiile dorite. Așa. Deci, în domeniul de linii avem în formarea profesională pentru anul 2022 următoarele meserii, cum le vedeți, meseriaș întreținere care, șef echipă întreținere care, lucrări de artă, nu le iau pe rând pentru că toate acestea le picher din revizor cale și puncte periculoase și așa mai departe, pe care le găsiți în, pe site-ul nostru, în oferta noastră de cursuri pentru anul 2022. De asemenea, am fost prezență și la Târgul Feroviar, unde am distribuit broșurile acestea cu oferta de programe de formare profesionale pentru anul 2022.
Toate acestea le găsiți. Mai este o întrebare, ne întreabă toată lumea și probabil se întreabă când văd cursul controlul acces metro, casă iar metro, casă din control acces metro. Aceste cursuri le facem doar la solicitarea Metrorex-ului. Deci noi nu suntem dispuși să facem având în vedere că este o colaborare strânsă. Dacă ei nu au nevoie de personalul respectiv de control acces metro, noi nu facem cursul de acces, control acces metro, pentru că toată lumea se întreabă că de ce nu facem și de ce nu pot participa la aceste cursuri. În momentul când Metrorex-ul ne va solicita oricare dintre aceste meserii, atunci noi suntem dispuși să organizăm cursurile respective. Da? Așa. Avem și cursurile de metodologie a instruirii adultului din domeniul feroviar și următoarele cursuri se referă la cursuri în domeniu pentru cei care deja sunt în domeniul feroviar și vor să participe la cursul de perfecționare. Persoane, cadre care sunt deja angajați și participă pentru a își îmbunătăți tot ceea ce știu din această meserie. Da? Așa, deci toate aceste cursuri le găsiți în oferta noastră. Avem și cursuri și programe de specializare pe anumite tipuri de locomotive în funcție de necesități și de solicitările operatorilor de stat sau privați. Așa, deci aveți aici toate specializările pentru automotor, diesel, hidraulic și așa mai departe și vom încerca să găsim și să pregătim și alte domenii, împreună în aceste domenii să facem perfecționeri care ne solicită și să conlucrăm cu operatorii de stat și privați pentru a demara și alte perfecționări în funcție de necesitățile lor și suntem dispuși să lucrăm pe acest domeniu și să îmbunătățim și noi calitatea serviciilor noastre. Aici aveți o mică prezentare despre situația de formare, programele de formare aflate în derulare la acest moment, adică în data de 10 mai 2022. Avem curs, țin să vă specific încă o dată, că aceste persoane care participă la cursurile respective sunt la cursuri de calificare și perfecționare, cursuri de calificare organizate de operatorii de stat și privați. Da? Deci nu se găsesc persoane fizice care urmează să le dăm drumul la cursul în următoarea perioadă în funcție de organizare și cum terminăm cursurile cu operatorii de stat. Deci după cum vedeți, avem și el de tren, mecanic de locomotivă, electromecanic este, șef de echipă întreținere cale, picher, integrat de mișcare, electromecanic. Da? Deci sunt mai multe clase, după cum vedeți, sunt organizate în funcție de centrele teritoriale, Timișoara, Craiova, București, în funcție de necesitățile zonei și solicitările zonei și operatorilor din zona respectivă. Deci anul acesta avem în derulare momentan 2245 de persoane care participă la cursurile noastre de calificare. Deci este o sumă mult mai mare decât am avut în anii precedenți, având în vedere că s-a pus problema statutului feroviar și solicitările erau mult mai mari față de anii precedenți. Am încercat și noi să facem față. Pandemia a avut și pentru noi o problemă, a dus o problemă pe care trebuia să o rezolvăm. Nu puteam să oprim cursurile de în același timp, a trebuit să derulăm cumva mai departe, să găsim soluții. În 2020, la sfârșitul anului, aveam o singură platformă pe care puteam să derulăm cursurile noastre, așa că am demarat o mini-digitalizare a instituției noastre și am luat 24 de licențe de Zoom pe care le utilizăm în ziua de astăzi și până acum. Astfel am putut să facem față și pandemiei, adică faptului că nu mai pot să vină cursanții la școală și să participe fizic și faptului că cererea era tot mai mare din partea operatorilor și acum astfel am reușit să facem față și ne-am autodepășit și mulțumesc colegilor mei, ai țin să le mulțumesc că este o echipă bună și o echipă care muncește și
încearcă să facă tot posibilul ca toți operatorii să fie, mulțumiți și încercăm să facem față cu o echipă subdimensionată. Aici țin să menționez că în viitorul apropiat intenționăm și noi să mai angajăm experți instructori în fiecare domeniu pentru a putea face față mult mai bine cererilor de piață, de pe piață. Așa, număr absolvenți deja în anul acesta, 2022, până la data de 4 mai, au absolvit deja 1520 de persoane în următoarele domenii, după cum vedeți. Sper că aceste persoane se vor regăsi și în piața forței de muncă de acum încolo. Menționăm aici faptul că 1520 de persoane au absolvit anul acesta, dar unele meserii și profesii, cursurile au început în anul 2022, da? Adică nu a început în ianuarie și au terminat deja în mai, da? Pentru că având în vedere de pildă că mecanicul de locomotivă durează 9 luni. Deci avem o marjă mare de cursanță care au participat la cursurile noastre, au fost prezenți și au absolvit cu brio și încercăm să facem tot posibilul. Știți că predarea online este mult mai greu. Aveam o problemă în partea de pe practică în perioada pandemiei, dar am rezolvat și problemele acestea, am găsit soluții având o echipă foarte inovatoare cu idei bune și am găsit la fiecare pas, fiind în fața unor provocări zi de zi sau lunar, totuși am reușit cu echipa și aici doresc să le mulțumesc că toți lucrăm împreună și conlucrăm și facem ca să putem oferi servicii de calitate și performante operatorilor și inclusiv persoanelor fizice care urmează să participe la cursurile noastre. Da? Aici aveți un tabel în care vă arătăm situația personalului calificat în perioada 2018-2022 pe ramura mișcare comercial. Deci puteți vedea cum am crescut, chiar dacă era pandemie în față de anii precedenți, am crescut capacitatea cu chiar dacă avem capacitatea a resurselor umane pe care avem subdimensionată, am reușit să facem față acestor probleme și suntem pe o tendință de creștere. Așa, și urmează acum ramura de tracțiune, mecanic de locomotivă, după cum vedeți și aici s-a dublat cel puțin capacitatea noastră a celor care au absolvit cursurile de mecanici de locomotivă, mecanic locomotivă din MMGC, MDP, mecanic mașini grele și așa mai departe. V-am spus că toate aceste meserii depind și profesii întotdeauna de solicitările pe care le avem. Adică vedeți acolo că în unele locuri, unele pătrățele sunt goale. Adică în anul acela nu am avut solicitări pe meseriile acestea, fiind o fluctuație destul de mare între ani și între solicitările pe care ni le solicită operatorii. Pe instalații, urmează un tabel pe meserile din instalații, dispecer energetic, electromecanic. Vedeți că și aici există o creștere constantă în anumite profesii. Așa, deci aici aveți un tabel și un grafic pe care se vedea, se poate vedea creșterea calificărilor în domeniile pe care le gestionăm noi, mișcare comercial, tracțiune, vagoane, instalații și linie. Deci, de asemenea, vă putem spune că am făcut față, am reușit să onorăm toate solicitările care ni s-au solicitat de la operatorii de stat și privați în ultimii 2 ani și sperăm în continuare într-o colaborare bună și așteptăm în momentul când vom lansa și noi cursurile de calificare pentru persoane fizice, să vină persoane care sunt chiar interesați de acest domeniu, doresc să rămână în țară, să lucreze în cale ferată, sperăm că și salariile lor
timpul vor crește și vor avea în acest domeniu un salariu echitabil și onorabil ca să poată să-și ducă meseria până la capăt, chiar până la pensie. Noi încercăm acum, de acum încolo, anul acesta, să ne digitalizăm, să încercăm să facem noi implementări, să implementăm cumva plata online a cursurilor, pentru că momentan se plătește la poștă și dorim să trecem la ceva mai modern, să fie mai ușor și persoanelor participante la cursuri și tot ce se poate în favoarea cursanților și a operatorilor ca să meargă cât mai bine colaborarea între noi și între ei, să avem o colaborare bună și în viitor. Vă mulțumesc! Da. Da, mulțumim și noi pentru prezentare. O să încerc eu acum să repunctez așa niște idei ca să le... Să le scoatem în evidență, așa, și o să pun și două întrebări care sunt pe internet. Deci, eu ce am reținut în primul rând pentru persoanele fizice, deci nu se pot face cursuri în anul acesta la CNAFER direct persoane fizice, corect? Sau există anumite cursuri pentru care se pot înscrie persoane fizice? Deci, urmează, deci n-am spus că nu... Septembrie, din toamnă. Deci, probabil din toamnă, în momentul când terminăm cursurile pentru operatorii de stat și privat și între timp ne și organizăm cum să facem procedurile pentru a demara, să fie o concurență cât mai calitativă și echitabilă între concurenți și între participanți și între cei care vor să participe la cursurile noastre, atunci vom demara în următoarea perioadă, deci de asta dorim să le urmărească site-ul peste 2-3 luni, cum începem cursurile pentru persoane fizice. Adică urmează. Nu excludem persoanele fizice. Da, mă rog, nu le excludeți deocamdată, adică din toamnă, deocamdată. Da. Toate persoanele fizice poate să facă doar prin operatorii feroviari. Da, da. Corect? Da. O întrebare acum, mă rog, sau două întrebări, de fapt, pe aceeași temă, cât de cât. Ne întreabă doi urmăritori, când încep școli de șef de tren și de mecanici de locomotive la Brașov? Adică, mă rog, șefii de tren în general, mecanici de locomotivă la Brașov. Și probabil aș completa eu întrebarea... Da. Cele mai recente, probabil, care vor fi prin operatorii feroviari, dacă și ceva, adică poate către cine să se orienteze. Deci, către operatorii privați, care probabil astăzi vă vor prezenta și dumneavoastră oferta lor de cursuri și de calificare, în funcție de ce vor prezenta operatorii privați, noi și ei vor solicita nouă cursurile de calificare. Noi, în momentul când operatorii privați îi solicită, noi suntem dispuși să începem cursurile. Pentru persoane fizice, dacă este întrebarea, se referă la mecanici de locomotivă sau șef de tren, care nu se organizează prin operatori de stat sau privat, atunci probabil că din toamnă începem și pentru persoanele fizice. Dar eu până atunci le îndemn să urmărească site-ul dumneavoastră, să urmărească oferta operatorilor de stat și privat și în funcție de acesta se pot înscrie mult mai repede dacă există cursuri de asemenea în aceste domenii. Da, ok. Mă rog, mai punctez o dată că și probabil că mai tot curg întrebări de genul ăsta. Deci, deocamdată, pentru toate cursurile ar fi bine să orienteze către operatorii, către companii, să ajungă prin companii la cursuri și între timp să urmărească site-ul CNAFER, care va fi și îmbunătățit în curând, va ieși noua variantă și acolo vor găsi și toate ofertele și momentul când veți începe să faceți din nou și pentru persoane fizice. Ok. Păi atunci eu zic să-i dăm cuvântul și domnului Neculcea să ne prezinte și dânsul ce are de spus GFR-ul pe toată această discuție și mai răspundem la întrebări la final dacă vor mai exista. Da, eu
Vă mulțumesc, cred că am o problemă cu camera aici, așa. Să o fixăm mai bine. Da, nu vrea. Oricum, aș începe prin a mulțumi CNAFR pentru sprijinul pe care l-a acordat în procesul de calificare, formare al întreprins de către GFR, pentru că în ultimii ani Grup Feroviar Român a avut o strânsă colaborare cu CNAFR-ul și am reușit să formăm peste 300 de mecanici, peste 50 de șefi de tren din această colaborare. Aș vrea totodată să precizez că în continuare noi avem chiar în derulare școli de mecanici și totodată dorim din tot sufletul să angajăm și mecanici, șef de tren, ingineri gata formați. Adică, în primul rând, ar trebui să spunem că noi venim la acest târg cu o ofertă pentru de angajare de 100 de mecanici, care îi putem angaja de mâine, 50 de șefi de tren și 15 ingineri care, atenție, nu trebuie să fie cu experiență, e suficient să fie absolvenți de facultate de transporturi și pot fi angajați imediat pe posturi deja existente. Din prezentarea doamnei Dudaș am observat și am remarcat faptul că din toamnă vor începe cursuri și cu persoane fizice. Prima precizare este că, așa cum se specifică și în reglementările actuale, într-adevăr trebuie întâi asigurat necesarul sau solicitările operatorilor de transport și după aceea să se facă și cu persoane fizice. Dacă se întâmplă lucrul ăsta, e un lucru extraordinar de bun, pentru că toți operatorii de transport ar dori să aibă la poarta lor mai mulți solicitanți și cât mai repede posibil. Deci faptul că pentru angajare pe funcțiile care astăzi sunt în criză, la noi vorbim despre mecanici și șef de tren. Deci e un lucru foarte bun și recomandarea noastră este să se întâmple cât mai repede, pentru că există într-adevăr un fenomen de îmbătrânire a forței de muncă în domeniul feroviar și eu cred că în următorii 5 până la 10 ani procesul acesta de formare, de calificare, trebuie să fie unul foarte intens și cu mari beneficii pentru CNAFR, adică ar putea să câștige niște bani foarte cinstiți din toată această cerere a pieței. Aș întreba pe doamna director general către ce funcții se îndreaptă mai întâi atenția CNAFR. Adică din toamnă, ce funcții ne putem aștepta că vor intra și ca într-un proces de formare ca persoane fizice. Deci după cum ați văzut și după cum aveți și dumneavoastră informațiile pe care le aveți, probabil că va fi mecanic de locomotivă, care este o lipsă acută, șef de tren, vedem dacă se mai solicită și casier, dacă este necesar, dacă operatorii de stat și privați consideră, dar după cum văd, tendința este digitalizarea și în domeniul acesta, dar putem vedea cum derulează lucrurile și în funcție de solicitări. După cum vedem, la linii este o lipsă acută, în domeniul liniilor și instalațiilor este lipsă acută și vedem care sunt solicitările și necesitățile dumneavoastră. Eu propun ca în viitorul apropiat să avem și o întâlnire eventual cu operatorii privați și de stat. Suntem dispuși să stăm la masă, să discutăm și să spuneți lipsurile dumneavoastră, necesitățile dumneavoastră, nu doar prin
să vorbim doar prin hârtii și așa mai departe, și să stăm la masă și să vedem pe următoarea perioadă, pentru următoarea perioadă de 2 ani, de 5 ani, de 10 ani, care sunt necesitățile operatorilor. În același timp, ar fi bine să știm și cine, în ce domeniu exact în care meserii vor pleca în pensie, dar este un lucru pe care cred că nici operatorii nu pot să spună exact, așa că trebuie să vedem totuși cum să fie, să avem o strategie comună împreună cu dumneavoastră. Și aici acum lansez o invitație la întâlnire și cu ceilalți operatori. Suntem dispuși să avem o colaborare mult mai strânsă și mult mai eficientă în viitorul apropiat. Da. Noi vom răspunde prezent întotdeauna la chemările dumneavoastră. Vă asigurăm de treaba asta și aș vrea să vă mai spun că intenția noastră este ca, începând de la 1 iulie, să mai demarăm o școală cu două clase de mecanici, adică undeva la 70-80 de persoane. Avem deja dosarele și am dorit la 1 iulie, deci să avem o nouă tranșă. Iar în materie de mecanici, la 1 octombrie să mai demarăm încă două clase de 70-80 de mecanici. Deci ne adresăm atât către CNAFER, cât și către publicul larg, ca să promovăm aceste aspecte, pentru că așteptăm dosare înainte de începerea oricărei școli. Noi avem un proces îndelungat de intervievare, de verificare a dosarelor, să fac vizitele medicale, psihologice. Noi asigurăm toată asistența necesară, astfel încât cei care se prezintă la CNAFER să prezinte o probabilitate maximă de a rămâne în sistem, în sistemul feroviar, și să ne fie cu adevărat de folos. Totodată dorim în perioada următoare, în timpul cel mai scurt, să facem un modul comercial pentru șefii de manevră. Noi am făcut mai multe clase de șef de manevră și acum, după ce au căpătat experiența necesară în domeniul manevrei, am vrea cam 21 de persoane să treacă prin modulul de comercial, ca de la stadiul de șef de manevră să ajungă la stadiul de șef de tren. Și de asemenea, tot în materie de șef de manevră, am dorit tot în acest an, în luna august, să mai facem o clasă de șef de manevră. De ce șef manevră și nu șef de tren? Noi, din experiența pe care o avem în procesul de formare a tinerilor absolvenți, fie că sunt mecanici, fie că sunt șef de tren, RTV, știm foarte bine că e nevoie ca acest personal, aceste tineri absolvenți, să-i trecem printr-un proces lent, oarecum lent de formare, pentru că dacă le punem pe umeri niște sarcini foarte mari din primul moment în care îi angajăm, riscăm să îi speriem, să îi pierdem. Munca feroviară e o muncă în aer liber, e o muncă itinerantă, nu e o muncă foarte ușoară, dar e o muncă foarte frumoasă și cei care reușesc să-i prindă gustul rămân pentru totdeauna fideli acestei meserii, acestui domeniu. De aceea noi preferăm să mai întâi să-i calificăm ca șef de manevră, să învețe toate secretele acestei meserii și după aia, în pasul 2, să se perfecționeze către în meseria de șef de tren, după ce confirmă în această primă parte a carierei lor că pot să ducă cu succes sarcinile acestei meserii feroviare la îndeplinire. Deci, cam asta ar fi planul nostru al GFR pentru acest an. Deci, sintetizez, angajăm 100 de mecanici, 50 de șefi de tren, 15 ingineri acum, cu dată imediată,
Vrem să formăm 160 de mecanici, deci să începem noi școli pentru 160, dintre care la 1 iulie prime 80 și la 1 octombrie următorii 80. Mai facem o școală de șef de manevră de 40 în august și un curs de perfecționare pentru personalul intern pentru a-i trece de la șef de manevră la șef tren cât de repede posibil, pentru că avem tot ce ne trebuie. Mai am o întrebare pentru doamna director general, doamna Dudaș, legată de, am văzut că până la 4 mai, 540 de mecanici au ieșit de pe băncile CENAFER. Întrebarea e dacă ne puteți spune cam ce proporție dintre aceștia sunt din zona CFR Călători și Metrorex. Deci, adică dacă au absolvit, dacă au fost solicitați de Metrorex. Exact, da. Da, deci mecanicii de locomotivă care sunt angajați la Metrorex, ei nu, cum să vă explic, nu fac cursul la Metrorex, nu ne solicită Metrorex. Deci ei fac cursul de mecanic de locomotivă la noi, da, orice candidat sau orice persoană care dorește să se încadreze la Metrorex pe funcția de mecanic de locomotivă, vine la CENAFER, da, ca persoană fizică sau probabil pentru un operator privat care după aceea, deși părăsesc mulți operatori privați, face cursul de mecanic de locomotivă, după care poate să meargă în momentul când Metrorex-ul scoate postul la concurs pentru mecanici de locomotivă, atunci poate să acceseze aceste cursuri. Adică nu este un curs special pentru Metrorex. Nu, ei nu solicită de obicei Metrorex-ul mecanici de locomotivă. Cu alte cuvinte, Metrorex culege din piață mecanici gata pregătiți. Da. Da. Și de la CFR Călători există solicitări? Aveți parteneriat și cu dumnealor? Noi avem parteneriat cu toată lumea. Cine ne solicită cursuri și calificări, noi suntem dispuși, adică nu am refuzat pe nimeni. Adică solicitările noastre au fost onorate 100%. Au fost mai puține solicitări de la Călători, dar există. A fost și de la ei, a fost în zona Brașovului, adică există. Deci da, cam toți operatorii, și cei mai mici, și cei mai mari, și de stat, și operatorii privați, fiecare solicită în funcție de necesitățile lor. Dar înainte, și înainte, sunt persoane care au terminat, persoane fizice, chiar până în 2021, adică am avut clasă care a început în 2020, persoane fizice, și au terminat în 2021, și nu prea credem că se regăsesc în piața forței de muncă, adică angajați, în sensul acesta. Adică probabil că veți avea de unde să vă, după anunțul dumneavoastră, să vă angajați persoane mecanici și locomotive care au terminat cursurile la CENAFER. Da, vă mulțumesc pentru răspuns. Ce aș vrea să mai adaug, aș vrea să apreciez în mod totul pozitiv metoda aceasta online, care într-adevăr a crescut capacitatea de formare a CENAFER. Și să vă asigurăm că noi operatorii, și acum pot să vorbesc despre GFR, noi asigurăm condiții speciale pentru toți cei care urmează cursurile la CENAFER în mediul online, în sensul că în centrele noastre de instruire și formare, răspândite în toată țara, noi aducem acești angajați ai GFR, că ei de fapt sunt angajați la GFR ca muncitori necalificați, îi aducem în centrele noastre și ei urmăresc cursul predat de către lectorul CENAFER din sediile noastre, răspândiți câte 3, 4, 5, 7 pe la toate punctele de lucru, unde există și asistența instructorilor de specialitate, fie de tracțiune, fie mișcare comercială, după caz, care odată îi supraveghează ca să urmărească în mod serios aceste cursuri și încă o dată ca să le explice tot ce nu este clar. Deci insistența noastră și dorința noastră este să continuăm acest sistem de cursuri care ne oferă și nouă posibilitatea să calificăm niște, să avem o cifră de calificare mult mai înaltă.
asigurându-vă totodată și de calitatea procesului de instruire, care este asistat și sprijinit de către specialiștii noștri. Deci legat de treaba da, asta... Noi suntem de acord. Da, suntem de acord să continuăm această colaborare în acest fel și chiar le recomand altor operatori de stat și privați. Cu metoda pe care îl aplicați dumneavoastră este o metodă foarte bună, pentru că totuși cursanții sunt obligați într-un fel să stea la cursuri și să fie atenți, au asistență pe lângă ei de specialitate și e mult mai eficient, adică decât să fie câte unul singur, adică au posibilitatea să întrebe de când stând acasă și uitându-te online la cursuri, au posibilitatea să interacționeze, să vorbească unul cu celălalt, să mai pună alte întrebări unul la celălalt, adică considerăm că este o metodă bună și eficientă. Și din punctul nostru de vedere, asigurându-se o calitate mult mai bună a acestor cursanți. Da. Legat de grup feroviar român, o să mai repet câteva aspecte, pentru că e bine să fie și câteva elemente de prezentare. Deci, grup feroviar român este cel mai mare operator privat din România, face parte din grupul Grampet, care este prima multinațională românească, grup Grampet, care desfășoară activități într-o mare parte din țările Europei, atât în domeniul operatoriei de transport feroviar de mărfuri, cât și în domeniul construcției și reparației de locomotive, domeniul construcției și reparației de vagoane, în domeniul IT și în domeniul logistic. Și nu numai. În prezent, grup feroviar român are circa 2700 de angajați. Nu sunt suficienți, căutăm în continuare noi colegi. Circa 300 de locomotive și 10.000 de vagoane cu care activăm în România. În permanență, serviciile noastre au fost puse la dispoziția celor mai mari clienți din țară și nu numai. Ele sunt, aceste servicii sunt mult apreciate și compania este foarte stabilă, motiv pentru care încurajez toți doritorii de o carieră în domeniul feroviar să vină la grup feroviar român. Aș vrea, dacă se poate, în încheiere, domnul Roșanu, să fac un share screen, să vă arăt ceva. Vreau să pun o întrebare înainte pentru amândoi, adică care se adresează. Da. Aș vrea să-mi explicați, sau să, nu să-mi explicați mie, să explicați celor care ne urmăresc, care este avantajul cuiva de a urma, sau dezavantajele de a urma cursurile CENAFER ca persoană fizică și nu trimis de o companie, de un operator. Și adică știu dacă sunt costuri mai mari, costuri mai mici. Așa și, mă rog, formă, vă ridicam un pic mingea la filul domnului Neculcea, care, dar tot pentru amândoi această întrebare, care sunt motivele pentru care ar veni cineva să lucreze în domeniul feroviar? Care sunt atractivitatea, ca să zic așa, salarii, muncă, stabilitate, etc. Ok. O lăsăm pe doamna Dudaș, vă rog. Spune de însă cum e cu... Care sunt avantajele, dezavantajele de a urma cineva ca persoană fizică sau ca trimis din partea unui operator? Referindu-se la costurile cursurilor de calificare în general, persoana fizică care participă la cursurile noastre trebuie să-și achite el singur costul cursului în funcție de prețul pe care îl avem. Probabil că anul acesta încercăm să ne majorăm și tarifele, pentru că noi încă anul acesta, în 2022, lucrăm cu tarife din 2012 și inflația totuși
a accelerat în următoarea perioadă, dar costurile la operator nu pot să-mi dau seama, având în vedere că sunt și operatori care lucrează cu burse și așa mai departe, în funcție de fiecare cum este organizat, și atunci s-ar putea și ca costurile cursantului să fie mai mici dacă accesează cursurile noastre pentru un operator de stat sau privat, în funcție de cum se organizează fiecare și cum își face strategia de piață și de calificare și angajare. Acum, probabil că este cei care sunt și vin prin cursurile organizate de către operatorii privați, ei deja au și o posibilitate de a fi angajați, adică o oportunitate mult mai mare, nu mai trebuie să meargă să caute loc de muncă. În momentul când termină la noi cursul de calificare de persoană ca și persoană fizică, după aceea el trebuie să, el sau ea, în funcție de meseria aleasă, trebuie să meargă și să-și caute un loc de muncă, să participe la târguri de joburi și așa mai departe. Adică probabil că este mai avantajos ca să meargă și să și se școlarizează persoana respectivă pentru un operator de stat sau privat, când se fac selecțiile respective, pentru a avea un job asigurat din timp, și probabil că este o variantă mult mai bună, dar noi recomandăm ca persoanele care sunt doritori și chiar doritori, adică să nu fie trimis de alte persoane, du-te și fă școala de mecanic sau de șef de tren sau de impegați, adică să se informeze înainte, să vadă ce face persoana în meseria respectivă și să se îndrăgostească cu timpul de această meserie, pentru că este o meserie de onoare în toată Europa, este viitorul economiei, calea ferată. Știm că în alte țări, și sperăm că și la noi infrastructura se va dezvolta, infrastructura și partea de călători a transportului feroviar se va dezvolta în așa fel în următoarea perioadă. Știm că se vor cumpăra și trenuri hidrogen și așa mai departe, rame hidrogen, pentru care vor duce la o evoluție a acestei meserii. Sperăm că în viitor vor avea și salarii mult mai echitabile ca și alte meserii, și este o onoare. Deci știți cum se spunea pe vremuri, CFR-ul e stat în stat, cum era, știți? Adică și sperăm să devină o oportunitate pentru acești tineri și chiar și tineri care termină facultatea să fie o oportunitate să lucreze în aceste domenii, cum spunea domnul Amedeo Neculcea, că și ei vor angaja tineri ingineri, pentru care este un bun început și chiar un bun început ca tinerii noștri să nu plece în alte țări și să rămână în țară, să fie angajați la noi. Da. Dacă îmi dați voie să intervin, un avantaj pe care nu l-a menționat doamna Dudaș al urmării școlii de mecanic sau șef de tren sau prin intermediul operatorilor privați, deci un avantaj neprecizat este tocmai această asistență pe care noi o asigurăm și de-a lungul școlii, nu doar după terminarea școlii. Odată ce urmează oricare din cursurile acestea, la finalul procesului de calificare, suntem convinși că deja am testat treaba asta, vor avea mult mai multe cunoștințe fixate și înțelese decât dacă, în calitate de persoane fizice, fac acest curs de acasă sau chiar dintr-o sală unde lectorul vorbește către 3-6 de cursanți. E un avantaj important. De ce ar trebui să vină către calea ferată? Vedeți, noi am trecut în ultimii 35 de ani prin tot felul de crize, prin tot felul de situații dificile, de la Revoluția din 89 până la războiul actual. Transportul feroviar, chiar dacă s-a diminuat, chiar dacă a mai pierdut din pondere, el nu a dispărut, pentru că transportul feroviar slujește supraviețuirea sau înălțarea unei societăți, a unei țări. Nu poate fi concepută evoluția, o evoluție sănătoasă a oricărei națiuni europene,
în absența unui sistem de transport viabil, puternic, cum este cel feroviar. E adevărat că în acești 30 de ani a fost puternic defavorizat în raport cu alte sisteme de transport de către conducerea politică. E o realitate pe care o recunoaște toată lumea, dar există sub presiunea Uniunii Europene, într-adevăr, o dorință și se văd deja demersuri clare de a se investi în domeniul feroviar și de a se repune acest domeniu acolo unde merită. Deci, dincolo de toate, chiar și în aceste condiții, sistemul feroviar asigură o stabilitate a meseriei. Venind și făcând cursuri în domeniul feroviar cu Cenaferul, prin GFR, ei vor obține o meserie. O meserie e un lucru extraordinar. Vedeți că școli profesionale sunt foarte puține, termină licee tehnice sau teoretice, dar fără să cunoască în mod concret să facă ceva anume. Iar GFR și Cenafer oferă această posibilitate de a avea o meserie. Orice bărbat se simte împlinit dacă are într-adevăr o meserie cu care, pe care se poate baza, cu care se poate mândri eventual. Iar meseriile astea în domeniul feroviar, pe care noi le promovăm cel mai mult, cum e mecanicul de locomotivă și șeful de tren, au frumusețea lor categorică. Faptul că acești oameni pot să vadă frumusețele țării, pentru că România e o țară foarte frumoasă, pe calea ferată, este o experiență extraordinară. Meseriile astea, exercitarea acestor meserii, înseamnă acțiune și reacțiune imediată. Adică se iau decizii, atât șeful de tren cât și mecanicul e pus în fiecare zi în fața unor alte situații, în fața unor alte circumstanțe în care trebuie să gândească, să ia decizii, să acționeze. Și imediat are feedback-ul dacă ceea ce a făcut e bine sau e rău. Evident că profesionalismul, pregătirea îi conduc pe toți acești meseriași către deciziile cele mai bune și către satisfacții garantate. De aceea zic eu că e un domeniu mult mai interesant decât a lucra într-o hală de producție lângă o bandă, lângă un proces complet automatizat. Aici, în domeniul feroviar, încă contează foarte mult omul, pregătirea lui, capacitatea lui de a lua decizie, capacitatea lui de a prevedea și de a estima efectele fiecărui demers al său. De aceea, toți cei care rămân, i-am văzut că rămân îndrăgostiți de calea ferată și de acest domeniu. Iar în privința salariilor, există într-adevăr o tendință de creștere a salariilor în piață, care trebuie remarcată. De la an la an acest lucru se întâmplă. Trebuie să înțelegem cu toții că nu există posibilitatea unui salt, pentru că există o piață, există niște prețuri și fiecare creștere de salarii are impact în prețurile pe care compania le oferă și implicit în competitivitatea companiei respective. Salariile vor crește, vor crește și prețurile, iar piața trebuie să fie capabilă să asimileze aceste noi prețuri care rezultă din salariile crescute. Orice pas exagerat de mare ar fi de natură să creeze șocuri, șocuri foarte greu de suportat de către piață, fapt care în general duce la destabilizarea companiilor, la destabilizarea firmei. Ceea ce vrem noi să asigurăm, în primul rând, stabilitate pe termen lung pentru cei care se angajează, ca să poată face credite ipotecare, să-și poată garanta într-un fel orice fel de împrumut și, bineînțeles, să aibă și salarii și venituri confortabile, care ele evoluează în timp odată cu piața. Ok, mulțumesc. Eu
Eu cred că ați răspuns destul de concludent la aceste întrebări. Dacă mai aveți ceva de spus în încheiere, ca să zic așa. Păi aș vrea eu să șeruiesc ceva aici, nu știu dacă o să-mi iasă. Da, două secunde, doamna Duda, și poate dacă mai are să ne spună ceva, că a zis că trebuie să se retragă, din păcate. Eu vă mulțumesc pentru posibilitatea și onoarea de a participa la acest webinar pentru cei care doresc să participe la cursurile noastre și cursurile organizate de operator, și le urez succes celor care vor să participe și le doresc îndrăzneară și multă voință ca să participe și să urmărească site-urile noastre și site-urile operatorilor și să îndrăznească să se îndrepte și către operator, pentru că au un avantaj de a fi ajutați în plus și avea un loc de muncă stabil în viitor. Da, domnule Culcea. Da, încerc să șeruiesc, nu știu dacă vedeți, vreau să vă pun o, să vede ceva? Da, se vede. Da, să vedem cum o pornim. E o mărturisire a unui cursant. Mă numesc Andrei Ion, am cursat de 25 de ani. Am aflat de școala aceasta mecanic de locomotivă de la cel mai bun prieten al meu, care și el a absolvit la rândul lui școala și este foarte mulțumit și foarte mândru pentru că în scurt timp o să devină un mecanic de locomotivă. Deci să aude declarația asta, să vede? Da? Ok. E ok, da? Mă numesc Ene Andrei Ion, am fost de 25 de ani. Am aflat de școala aceasta de mecanic de locomotivă de la cel mai bun prieten al meu, care și el a absolvit la rândul lui școala și este foarte mulțumit și foarte mândru pentru că în scurt timp o să devină un mecanic de locomotivă. Și când am auzit vestea aceasta, am zis de ce să nu încerc, fiindcă dorința aceasta o aveam de când aveam copil și mă jucam cu ele. Și am zis că asta mi este ocazia pentru a face, pentru a-mi face un viitor. Am depus dosarul, la scurt timp de o lună m-a sunat, am susținut un interviu, am fost ales, am fost foarte fericit în ziua aceea și am zis, bă, este momentul să fac ceva și școala de mecanici locomotivă este foarte bună pentru strict profesional, dar și pe punct îndelungat. După ce am început cursurile, mi s-au povestit foarte multe chestii despre această școală, foarte bune, precum învățătura, lectorii de la CINAPER sunt foarte bine instruiți și sunt foarte bine pregătiți pentru a ne explica detaliat cum funcționează o locomotivă, ce înseamnă siguranța circulației, cum se... orice detaliu despre calea ferată au fost în stare să ne explice. Până la un moment dat unde a trebuit să facem și practica care la fel s-a desfășurat foarte bine, am văzut locomotive, diferite tipuri de locomotive, cum funcționează locomotiva, ce fel de locomotive avem în țară, ce infrastructură feroviară avem și este foarte bine. Da. Sper că ați văzut mărturisirea unui cursant. El a absolvit cursul de mecanici de locomotivă cu sprijinul Grup Feroviar Român. Era foarte mulțumit și entuziasmat și e doar un exemplu. Cei mai mulți, aș vrea să vă spun că sunt entuziasmați de această meserie și de felul în care decurge procesul de calificare. Nu e un drum ușor, dar e un drum frumos și care credem noi că merită. Și eu aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație, pentru onoarea de a fi aici și oricând cu mare plăcere ne putem întâlni ca să discutăm de promovarea domeniului feroviar în fața tinerilor care sunt în momentul acesta la răscrucea
alegerii drumului în viață. Ca să zic eu așa, oricum ne vedem săptămâna viitoare la Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri. Eu sunt următorii tineri în fața cărora trebuie să promovăm domeniul. Sigur. Și ca să trag eu așa și să aduc vorba și despre târgul de carieră, deci GFR participă la târgul de carieră. În ofertă este o dată înscrieri pentru cursul de mecanic de locomotivă. Pentru acesta, doar pentru acesta faceți înscrieri deocamdată. Și căutați în principal ingineri și tehnicieni CPDT, dar și alte, mai aveți și alte posturi în ofertă. Da? Cine-i doritor să angajeze, se înscrie la interviu. La fel ca și pentru celelalte 11 companii prezente. Sigur că da. Participare. Și să promovăm în continuare Calea Ferată. O zi bună!